Bună ziua și bine v-am găsit la un nou webinar susținut sub egida Admiral Markets. Numele meu este Dorin Roșu, iar tema asupra căreia ne vom apleca atenția este abordarea intraday a indicelui DAX 30. Sumarul întâlnirii noastre de astăzi este următorul: DAX 30, unul dintre cele mai populare active investiționale, factorii de influență pentru DAX 30, dar ce influențează evoluția acestui indice, DAX 30 din punct de vedere tehnic, apoi 10 aspecte despre tranzacționarea indicelui DAX 30 și, la final, răspunsul la toate întrebările adresate în timp real. Avertizare de risc, este nevoie să trecem și peste această avertizare. Prin urmare, rețineți că Forex și CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde banii. Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă și această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de investit, deoarece reprezintă doar opinia personală a moderatorului. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional. Cu alte cuvinte, această prezentare are scopul de a vă ajuta să evoluați, da? Ca trader, ca investitori. Pentru că, dacă sunt să ne gândim, până la urmă vă aflați aici pentru că veți să învățați mai multe, veți să aflați mai multe, oricum este o profesie de-a lungul căreia tot timpul învățăm, dar mai mult ca sigur aveți anumite goluri, anumite întrebări care își caută răspunsuri, da? Și în mod cert, strategia pe care o aveți mare, da, nevoie de îmbunătățiri, de adăugiri, da, prin urmare, acest webinar și nu numai, și altele pe care le oferim și pe care le susținem, au această menire de a veni cu informații care să vă ajute să vă umpleți aceste goluri, să vă completați strategia, da, să o purtați pe drumul evoluției, da, și așa mai departe. De aceea, obișnuiesc să spun că ceea ce vedeți aici nu reprezintă neapărat o indicație de trading, da? Ci reprezintă informații pe care ar trebui să le preluați și să le adăugați în cadrul strategiei, astfel încât aceasta să fie una și mai eficientă. Bun. Și tot spuneam de alte webinarii, da? Vă înaintez și această invitație. Pentru celelalte webinarii care sunt susținute și unde sunt tratate subiecte precum posibilele evoluții ale diferitelor instrumente financiare, da, atât din perspectivă fundamentală cât și tehnică, da, și participând la ele aveți ocazia de a fi la curent cu ultimele evoluții ale piețelor, bineînțeles, evoluții prezentate dintr-o perspectivă profesionistă și aveți de asemenea la dispoziție și înregistrări pe acestor webinarii. Practic puteți fi prezent live și de asemenea adresa întrebări, propune instrumente care să fie supuse atenției și de asemenea, dacă ați omis să fiți prezent live, puteți să accesați înregistrările. Despre mine, foarte pe scurt, experiență de peste un deceniu în piețele financiare și sunt pasionat de analiză tehnică și educație financiară. Despre Admiral Markets, este broker Forex și CFD care vă oferă peste 8.000 de instrumente financiare spre tranzacționare. Deține birouri în peste 20 de țări, ceea ce înseamnă că, da, deține experiență globală cu suport local. Foarte important, este licențiat FCA, SISEC și nu numai. Spread-uri competitive, de obicei 0.6 pips pentru EURUSD și 0.8 pentru CFD-ul, la fel DAX 30. Și cele mai importante platforme de tranzacționare din lume, MetaTrader 4 și MetaTrader 5, disponibile pentru telefon, desktop sau browser. Bun. Și acum, iată-ne, da, începem
dezbaterea subiectului principal la care face obiectul întâlnirii noastre, DAX 30, unul dintre cele mai populare active investiționale. Și scrie aici, lichiditate crescută. Da? Să vedem de unde până unde. Și până la urmă, DAX, acest DAX 30, ce reprezintă el? Bun, el este un indice bursier blue chip. Da? Ce înseamnă asta? Că urmărește evoluția celor mai importante 30 de companii tranzacționate pe bursa din Frankfurt, măsurând performanța acestora. Da? Deci este practic un barometru, dacă vrem să-l numim așa. Cum măsoară el performanța? Prin volumul ordinelor tranzacționate, da? Și de asemenea prin capitalul bursier al acestor companii, da? Care tranzacționează sau sunt tranzacționate pe bursa din Frankfurt. Acum, am spus capital. Da? În momentul în care spunem capital, ne gândim evident la foarte multe fonduri, da? Spuneam volumul zilnic al ordinilor și capitalul bursier. Da? Sunt volume foarte mari, volume mari care presupun o lichiditate. Deci atunci când discutăm despre capital, ne gândim la lichiditate și când acest capital este unul considerabil, lichiditatea este și ea una importantă, una care nu poate fi trecută cu vederea, și când lichiditatea este da, foarte, foarte bogată, atunci intervine elementul numit volatilitate. Da? Iar această volatilitate face posibilă tranzacționarea pentru că este astfel posibilă o evoluție logică a lucrurilor. Cu alte cuvinte, prețul se mișcă cu amplitudine importantă, pentru că de aceea și este un instrument atractiv, DAX 30, da? Dar de asemenea, mișcările sunt logice și sunt, da, grație lichidității și volatilității, sunt mișcări logice, cum o să vedem, mișcări care pot fi analizate, care pot fi trecute printr-un filtru logic și în baza cărora pot fi luate anumite decizii. Da? Bun. Acum, spuneam, lichiditate crescută. Lichiditatea scăzută, care, da, nu este neapărat un lucru pe care investitorii și-l doresc, este prezentă doar înainte de deschiderea și închiderea sesiunii. Da? Pentru că, evident, în acele momente investitorii nu sunt într-un număr foarte mare, deci participanții la piață nu, da, aduc, să spun așa, fonduri suficiente pentru a susține o lichiditate propice și de aceea volatilitatea poate să joace feste. Prin urmare, este bine să evităm, da, deschiderea și închiderea sesiunii pentru a nu fi, cum se spune, prinși în această volatilitate puțin mai amplă, care este directionless, cum se spune, dar nu este neapărat țintită, fiind mai mult rezultatul unor mișcări ample date, cum spuneam, de lipsa lichidității. Spread-uri reduse, 0,8 puncte pentru indicele DAX 30 în timpul principalelor ore de tranzacționare pe conturile MT. Trade.MT4 și Trade.MT5. Și sesiunile de tranzacționare sunt extinse, ceea ce înseamnă că CFD-ul aferent indicelui DAX poate fi tranzacționat 24 de ore din 24 în mai toate zilele, da, cu excepția weekendului. Bun. Factorii de influență pentru DAX 30, da, ce determină oscilațiile în cadrul său? Ei bine, în primul rând, războaiele, așa numitele războaie comerciale și războaie valutare, prin efectul lor asupra tarifelor companiilor listate în cadrul indicelui, da, celor 30 de companii, respectiv prin impactul asupra exportatorilor. Da? De asemenea, cursul euro, și el are un rol, un curs euro scăzut fiind în detrimentul exportatorilor și, bineînțeles, viceversa. Și efectul knock-on, da, prin influența unui sector de activitate în același domeniu al unei companii listate într-un alt indice. Cu alte cuvinte, dacă o companie care, să spun, se ocupă de, nu știu, are activitate în sectorul tehnologic și acea companie este listată de asemenea și la altă bursă. Da? Din motive
lucrurile iau, da, are parte respectivă a companiei de o evoluție pozitivă. Din nou, este o companie din sectorul IT, să spunem, tehnologic, listată într-un alt indice. Dar, din anumite motive, da, îi cresc acțiunile, cum se spune. Da? Ceva, nu știu, lansează un produs, nu contează. Da? Ei bine, este posibil să fie oglindită, da, acel efect și în cadrul indicelui DAX, pentru că respectivul sector, fiind și el prezent în cadrul indicelui DAX, se va, să spun așa, bucura indirect, da, de performanțele respectivei companii, da? Pentru că va conta sectorul, da, care va fi în acel caz, în acel moment, da, unul care, cum spuneam, se bucură de atenție, de câștiguri și așa mai departe. Da? Acesta este efectul numit knock-on. Da? Bun. Trecând mai departe, din punct de vedere tehnic, da, discutăm despre trenduri clare, da? Tendințele sunt ușor de observat, nivelurile la fel sunt ușor de observat și sunt respectate, chart pattern-uri, da? Formațiuni grafice ușor de observat și formațiuni de lumânări clasice. Da? Nu trebuie să știm cine știe ce formațiuni exotice ca să putem da tranzacționa acest indice. Și acum să ne uităm puțin și pe grafic, pentru că e nevoie și de practică, da? Teoria ca teorie, dar practica ne omoară. Și să trecem puțin prin toate aceste aspecte. În primul și în primul rând spuneam de trenduri, da? Iată cum, da, avem aici un trend ascendent care a fost respectat, la un moment a fost străpuns, prețul s-a întors, a confirmat această zonă ca rezistență, inclusiv linia inferioară a canalului ascendent care conținuse prețul până în acel moment, apoi a avut loc o depreciere, în fine, care a confirmat acest nivel, depreciere care apoi și-a continuat cursul, formând aici o mișcare ascendentă care s-a păstrat până în această zonă, ba chiar se poate spune ca și reintrat în vechiul trend ascendent. De asemenea, în legătură cu nivelurile. Iată, avem un nivel, da, care a servit aici ca rezistență, apoi a fost răpuns, confirmat drept suport, prețul a oscilat, mai confirmat toată drept suport, încă o dată, da? Deci prețul ține cont de acel nivel. Aici a avut loc o încercare de confirmare, dar nu a reușit, da, taurii au fost suficient de puternici să ducă prețul sus, totuși nu au fost suficient de convinși pentru a menține prețul deasupra acestui nivel. S-a deschis un gap. După aceea prețul a oscilat, a încercat din nou să treacă peste nivel, n-a reușit, l-a confirmat de rezistență, s-a oprit în vechiul suport, după aceea a trecut într-un final peste nivel, l-a confirmat de suport. Încă o dată, după care a crescut, a străpuns următorul nivel, a confirmat drept suport, a crescut și așa mai departe. Da? Deci sunt niveluri respectate. Bun, da, am văzut o întrebare legată de gap-uri. O să vă răspund la final, așa cum am promis în sesiunea de Q&A. Bun. Și dacă mai apar alte întrebări, vă rog să le adresați și o să răspund la el la final, ca să nu întrerupem firul logic. Bun. Spuneam de pattern-uri, da? De conformații grafice. Conformații grafice, iată aici vedem un wedge, un fanion descendent, care este o figură de continuitate. Acum el aici este precedat de un flat. Chiar și așa, pattern-ul respectiv urmează unei aprecieri și fiind unul de continuare ar trebui să faciliteze tot o apreciere și ceea ce s-a întâmplat vedem că este exact acest lucru, o apreciere care a dus la străpungerea nivelului, confirmarea lui de două ori de suport și apoi continuarea, da, creșterii. Dacă mă uit și la combinații de lumânări, observ că, spre exemplu, aici există un bullish engulfing. Și aici există de asemenea un bullish engulfing, chit că este foarte, foarte mic, de asemenea și aici, da, sunt formațiuni clasice. Iată aici un bearish engulfing,
Da? Aici din nou un bullish engulfing, aici un hammer. Da? Deci formațiuni, da, clasice, nu nevoie să știm cine știe ce formațiune excepțională, cu reguli complicate. Nu, da? Sunt formațiuni clasice. Și în ultimul rând, pentru acei dintre noastre care sunt fani indicatori tehnici și folosesc, bineînțeles, iată, aceștia pot surprinde și pe acest instrument financiar divergențe, de exemplu, iată cum avem aici, da? Iată, aici, de exemplu, da? Și a urmat, într-adevăr, o apreciere. Aici, da? Și a urmat aprecierea. Da? Aici avem iar o divergență. Și într-adevăr a urmat o depreciere. Da? Deci iată și cum, din punct de vedere tehnic, situația, să spun așa, nu e deloc una complicată. Bineînțeles, nu vreau să spun acum că lucrurile sunt superflu, sunt foarte simple. Nici de cum. Da? Bineînțeles că este nevoie ca orice trader, orice investitor să aibă niște baze de la care pornește pentru a analiza, pentru a tranzacționa și așa mai departe. Da, deci din nou vreau să spun că este foarte simplu, gata, am aruncat un ochi, am văzut un trend, un nivel, am văzut și un pattern, gata, uite ce simplu e. Nu, nu. Dar față de alte instrumente financiare unde e nevoie poate de mai mult timp zăbovit în fața chartului ca să ne dăm seama cam ce ar trebui să se întâmple, ce așteptări să avem și așa mai departe, în cazul DAX 30, lucrurile sunt mult mai simple, da? Având elementele de bază, gândim puțin situația și cam asta ar fi, da? Bineînțeles, acele elemente de bază, stăpânirea lor presupune de asemenea un efort, o muncă, asta e altă poveste, dar mă refer că nu este, da, DAX 30 nu oferă, nu se așterne ca un grafic foarte complex, da? Un grafic complicat care să nu poată fi, să spun așa, ușor digerat de către analistul tehnic. Bun, promiteam 10 aspecte despre tranzacționarea indicelui DAX 30. În primul și în primul rând, este important să vă stabiliți perioada din zi și time frame-ul preferate. Da? De ce? Pentru că, gândiți-vă, e important să aveți, cum se spune, mintea la ceea ce faceți. Și tradingul, în mod special, e un loc unde această regulă se respectă. Da? E nevoie, chit că stăm pentru traderii cu experiență, poate 10 minute, un sfert de oră. Pentru cineva care, nu știu, poate mai analitic sau încă mai are de învățat o oră, să spunem, se stă în fața graficului, 2 ore petrecute în fața graficului. Dar acel timp petrecut în fața graficului trebuie să fie petrecut cu mintea la grafic și cu energia necesară parcurgerii, da, liniilor, da, nivele, linii de trend, pattern-uri și așa mai departe. Da? Ce vreau să spun cu alte cuvinte, că este important să vă stabiliți o perioadă din zi când aveți liniște, da, pentru a vă dedica atenția analizei și analizării și deciziilor. De asemenea, și time frame-ul, da? Pentru că una este să fii un trader pe termen scurt care speculează la nivelul minutelor sau orelor, adică să discutăm despre scalping sau intraday trading, și alta este să fim trader care țintesc tranzacții care se întind pe durata a zile, da? Deci trebuie să știm dinainte ce fel de abordare dorim să utilizăm. Și cum îmi place să mai adaug, da, nu în ultimul rând, este important să, cum spuneam, să fii și cu mintea acolo, adică dacă sunt alte lucruri care vă apas, dacă pur și simplu dau oboseala și nu vă puteți concentra, mai bine lăsați, da, pentru că vor veni și alte oportunități, da, dacă insistați în a continua analiza, s-ar putea să nu iasă lucrurile tocmai bine, de ce? Pentru că oboseala sau așa, acea lipsă de concentrare va duce la omiterea anumitor elemente importante care ar trebui să aibă greutate în decizia finală și cum ele nu au mai fost adăugate în ecuație, rezultatul este unul diferit de cel care ar fi de așteptat. Da? Bun. Un alt aspect, stabiliți întotdeauna
un ordin SL. Și un ordin SL, deoarece mai avem și TP-ul, take profit-ul, dar SL-ul, stop loss-ul, este imperativ. De ce? Pentru că na, oricine poate să greșească până la urmă, nu există traderul perfect, indiferent de câtă experiență am avea. Din când în când, oricine greșește, poate pur și simplu scapă ceva, poate intervine o știre care răstoarnă situația, chiar că am fi avut dreptate 100%, deși nu există 100%, dar ca idee, să spunem, ipotetic, domnule, 100%, gata, asta e. Și intervine ceva din punct de vedere tehnic, da? Că uite, e un nivel important de suport, uite ce hammer frumos, e totul perfect, 100% ar trebui să o ia în sus. Ok, dar intervine ceva fundamental și o ia în jos. Ignore efectiv și suportul și hammerul. Dar ce facem în situația asta? E bine să fie un stop loss care să limiteze pierderea, astfel încât să ofere și alte oportunități de tranzacționare ulterior. Da? Deci întotdeauna una dintre cele mai importante reguli, am plasat un stop loss, pentru că până la urmă una din primele reguli, din principalele reguli din money management, este da, conservarea capitalului. Da? Pentru a putea rămâne în acest business. Aș fi spus să rămâi în joc, expresia să rămâi în joc, dar nu vreau să evit să folosesc acest cuvânt pentru a nu merge în direcția, nu știu, joc de noroc și așa mai departe, pentru că am discutat și cu alte ocazii că aici discutăm, aici trading-ul reprezintă un business, o afacere. Da? Bun. Riscați mai puțin de 2% din capital. Da? Deci 2% sau mai puțin per ordin. Da? De ce? Pentru că, din nou, oricine poate să greșească și asta e, am greșit, am pierdut 1%. Da? Și apropo de ce spuneam mai devreme, de jocuri de noroc, da? Acesta nu este tranzacționarea inclusiv a indicelui DAX, nu reprezintă altceva decât un business, nu e vorba de, nu știu, joc de noroc și așa mai departe, ca să spun, am dublez suma sau alte lucruri de genul, nu. Este efectiv un plan de afaceri, deci un risc, fiecare tranzacție vine cu un risc mic, urmărindu-se o creștere pe un termen lung, o creștere sustenabilă, nici de cum, da, nu discutăm despre boom-uri, da, care vin cu riscuri mai mari. Și cum spuneam, inerent la un moment dat, orice trader greșește și dacă greșești atunci când riști mai mult decât trebuie, s-ar putea să nu fie o zi tocmai plăcută. De aceea, regulă de bază, money management, da? Per fiecare ordin, un risc mai mic de 2% sau dacă e să fie 2%, ok, 2%, dar nu mai mult. Preferabil este folosirea unui risk-reward, unui raport risk-reward de 1 la 2. Da? Ceea ce înseamnă că dacă am stabilit, da, un stop loss în care risc N, voi stabili un take profit unde e risc de două ori valoarea lui N. Da? În cel mai rău caz, 1 la 1, adică cât risc, da, risc tot atât cât vreau să câștig, dar niciodată invers. Da? Nu risc mai mult decât aș putea să câștig. Da? Și, cum spuneam, cel mai bine este să urmărim un câștig care este de două ori mai mare decât riscul pe care îl implicăm. Bun. Un alt aspect pe care trebuie să-l aveți în vedere este că nu este bine să inițiați tranzacții înaintea știrilor importante. Ce spuneam mai devreme, da, putem avea în față, din punct de vedere tehnic, ordinul perfect, unde 100% plus ar trebui să se ducă într-o direcție. După care intervine ceva fundamental, cum spuneam, da, o știre. Și din cauza acelei știri, piața merge în sensul opus. Da? Piața este surprinsă, are loc o știre surpriză, piața este surprinsă și se îndreaptă în direcția opusă, chit că nu ar fi avut niciun argument să facă acest lucru. Dar atunci, din cauza știrii, se duce invers și, cum se spune, este împrins pe picior greșit. Și atunci este bine să evităm aceste scenarii, deci ne uităm cu atenție să vedem să nu existe știri și dacă, să zicem, din N motive ne-a scăpat știrea, având un money management bun, adică un risc nu mai mare de 2%, nu este o problemă, pentru că suntem acoperiți. Da? Tranzacționați doar atunci când aveți disponibilitate, cum spuneam, dacă există oboseală, dacă există alte gânduri care ne apasă, dacă există alte priorități, etc., atunci este bine să, da, lăsați deoparte tranzacționarea, vor mai veni și alte ocazii, nu, cum se spune, nu intră zilele în sac, da? Deci mai bine suntem
ori suntem acolo cu mintea focusați, ori dacă nu putem face asta, dacă nu avem timpul necesar sau orice alt lucru care ține de disponibilitate, atunci o lăsăm pe altă dată. Folosiți un jurnal de tranzacționare. Da? De multe ori o să vedeți că traderii ignoră acest aspect, zicând, am trecut de perioada copilăriei, când eram copil, țineam jurnale cu ce am făcut în ziua respectivă sau ce m-a marcat sau etc. Da. Dar în cazul tranzacționării este bine pentru că notând deciziile pe care le-ați luat, da, indiferent că la final este bine sau prost, aveți niște date la care să vă întoarceți și să le analizați, să spuneți, ok, tranzacția asta a ieșit bine. Ia să văd ce am făcut eu aici de a ieși bine. Sau tranzacția asta a ieșit prost. Ia să văd ce am făcut eu aici și nu a trebuit să mai fac. Da? Pentru că la final veți observa că la tranzacțiile bune, da, tranzacțiile cu un rezultat bun în cadrul acelora, da, deciziile pe care le luați sunt unele, în timp pentru cele care, pentru tranzacțiile care nu ies bine, deciziile sunt altele. Da? Nu cele mai inspirate. Și veți surprinde, da, ok, uite, de câte o tranzacție, majoritatea cazurilor când o tranzacție mi se închide B+, se închide B+, pentru că am făcut ABC. Asta, asta, asta. Uite, în cazul tranzacțiilor care mi se închid pe minus, văd că de obicei fac asta, asta, asta. Decizia, deciziile sunt ABC. Și uite că nu sunt atât de bune. Da? Și ținând acest jurnal, surprindem aceste lucruri și filtrăm ceea ce este, da, ceea ce este important. Păstrăm doar ceea ce este important și renunțăm sau ne obișnuim să nu mai repetăm anumite obiceiuri care nu sunt tocmai constructive și care de obicei, precum vedem, duc la stop loss-uri. Da? Deci, considerați acest aspect pentru că este unul foarte important. Bun. Testați-vă strategia mai întâi pe un cont demo. Da? Compania Animal Markets oferă conturi demo. Rețineți că mereu veți descoperi ceva nou. Da? Vă spuneam, tot timpul învățăm, dar este un aspect interesant și plăcut și aici ajung la punctul 5. Reamintiți-vă că trebuie să vă placă ceea ce faceți. Da? Bun, și concluzii. Da, DAX 30 este unul dintre cei mai tranzacționați indici bursieri. Lichiditatea este crescută, spread-urile reduse. Da? Și rețineți, da, 0.6 oferite de Admiral Markets în sesiunile regular, precum și sesiunile tranzacționale extinse. Da? Deci toate aceste aspecte fac din DAX un instrument financiar atractiv. Și în ultimul rând, linii clare și formațiuni ușor de observat. Nu uitați să vă alăturați data viitoare, da, n-am uitat de întrebări imediat, da? Și de ce vă încurajez? Pentru că, da, există diferite materiale educaționale, dar de asemenea puteți să și propuneți subiecte pe care considerați că ar fi bine să fie tratate, da, care vă strânesc interesul. Și în ultimul rând, avem foarte multe subiecte educative pentru începători. Prin urmare, intrați pe site-ul admiralmarkets.com/ro pentru a vedea care sunt următoarele webinarii, când vor avea ele loc. Nu uitați să consultați și să vizitați și pagina noastră de YouTube pentru a vedea înregistrările altor webinarii. Da, deci pentru mai multe analize și materiale educaționale, admiralmarkets.com/ro și contactați-ne pe aceste canale. Da? Și văd că există ok, o întrebare, prima întrebare, da, cum ne ferim de gap-uri? Că spuneam de gap-uri ceva mai devreme. Ei bine, mai greu să ne ferim efectiv, da? ne să spun așa, contraferim, da? Adică nu să ne ferim în mod direct, dar putem să scădem impactul pe care acestea îl au. Cu alte cuvinte, putem face în principiu următoarele lucruri. În primul și în primul rând, folosim un money management corect. Da? Adică, exact cum spuneam, nu mai mult de 2%. Da? Per ordine. Bun, să spunem că da, exact și asta am scris, da, că e posibil ca un gap să ducă la o pierdere mai mare de 2%. În regulă. Dar să ne gândim și în alt aspect. Când apar cel mai des aceste gap-uri?
Când apar? Apar peste weekend. Da? Bun. Asta înseamnă că, spre exemplu, dacă folosesc o strategie, da, dacă urmăresc tranzacții intraday, atunci sunt mai expus. Da? Și aici intervine partea cu disponibilitatea și cu programul. Da? Pentru că dacă sunt un trader intraday, atunci îmi spun, bun, la începutul programului meu de lucru, da? Sau, mă rog, în momentul în care îmi gândesc tranzacția, o gândesc, o deschid, dar pe seară, este tranzacție intraday, da? Deci pe seară, când mă întorc la platformă, dacă să spunem, am obiceiul să deschid ordinele și după aceea să plec, să mă întorc mai încolo, în fine, da? Mă întorc și văd că ordinul nu s-a închis. Da, poate s-a închis pe take profit, poate s-a închis pe stop loss, bun, dar să spunem că nu s-a închis, dar este pe un profit mai interesant sau poate e undeva în zona unde a fost deschis ordinul, pe un plus mic sau pe un minus mic. Și este deja seară, da, și am putea fi tentați, ok, hai că las că poate mâine și revine. Să spunem că aici ar fi deja un amendament, pentru că în momentul în care am spus că este o tranzacție intraday, a trebuit să lichidez toate ordinele la sfârșitul zilei. Da? Dar hai să spunem că facem această excepție. Dar putem face această excepție numai dacă următoarea zi va fi alta decât sâmbătă. Da? Pentru că, dacă să spunem, am deschis tranzacția marți, nu s-a închis, dar e pe acolo, prin zona de pe un plus mic, pe zero mic. Da? Ok, dar spunem că azi este da, marți. Ok, deschid azi o tranzacție, diseară văd că este tot pe acolo, nici pe plus, nici pe minus relevant și am tendința să zic, hai că o las și pe mâine, că poate și revine. Da? Ok, hai să spunem că fac asta pentru că mâine e miercuri. Dar dacă astăzi ar fi vineri, atunci aș închide-o, da, pe seară, pentru că aș spune, ok, luni poate se deschidă cu un gap. Poate să fie cu un gap care mă avantajează și să fie o surpriză plăcută, dar poate să fie cu un gap care e împotriva mea. Da? Și atunci, mai bine să, cum spuneam, da, nu, practic e bine să evităm, da, asta vreau să spun mai frumos așa, mai bine să evităm decât să tratăm. Prin urmare, dacă, deci nu avem cum să ne ferim efectiv, ele apar, da, nu avem cum să le facem să nu apară, dar să nu stăm în calea lor, da? Imediat vă răspund, da? Să nu stăm în calea lor. Da? Deci, cu alte cuvinte, să nu existe ordine care să poată fi executate, să spun așa, de către gap. Și exact, nu ia, scrie aici cineva, că ele nu sunt ordinele, chiar dacă se formează un gap, ordinele nu sunt executate, ordinele stop-loss nu sunt executate unde au fost stabilite. Normal, pentru că nu au cum. Da? Ideea este că un ordin stop-loss este executat la o cotație care există. Dar cum gap-ul este mărturia că nu a existat acea cotație, practic, gap-ul este acea porțiune care lipsește din grafic. Da? Și este limitat, evident, de închidere și deschidere. Da? Dar gap-ul în sine este o zonă goală, o zonă liberă, care nu are cotații. Prin urmare, prima cotație disponibilă, da, este cea de partea opusă gap-ului. Da? Când se deschide și se formează acest gap. Și atunci, ordinul stop-loss va fi normal executat la prima cotație disponibilă, pentru că acea cotație pe care am prestabilit-o și ar fi, să spunem, cuprinsă în gap, ea nu a existat. Nu avem cum să executăm orice ordin, dar la un preț care nu există. Da? Și de asta este executat stop-loss-ul la un mai mult de 2%, dacă aici asta spuneați, da? Pentru că, în cazul unui gap, pentru că acel ordin nu a existat, acea cotație nu a existat niciodată. Da? Și da, mă întorc la ideea că cel mai bine este să lichidăm ordinele. Da? La sfârșitul zilei sau dacă este vineri, adică sigur atunci le lichidăm. Da? Dacă mai există, mai putem da liber tendinței de a lăsa deschisă tranzacția, că mâine e miercuri, că e joi, ok, deși e un pic de amendat, da, decizia,
dar dacă e vineri, gata, lichidat, pentru că altfel ne expunem unui risc. Și mai am o întrebare, dacă poate fi folosit un levier mai mic de 1 la 20. De aceea am pe ecran, spun așa, canale de comunicare. Răspunsul scurt este da, dar vă încurajez să trimiteți un e-mail, veți primi un răspuns cuprinzător, poate chiar puteți să fiți și contactat telefonic dacă doriți să discutați pe marginea acestui subiect, veți discuta cu unul dintre colegii mei, astfel încât să vă ofere toate informațiile care oricum n-aș putea să le compactez acum repede ca să fie utile și să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți de fapt. Dar, pe scurt, da, din nou, contactați pe e-mail și veți discuta cu unul dintre colegii mei. Da, pentru că până la urmă webinarul dedicăm acum în acest scop DAX și ne-am extinde prea mult cu discuția și nici nu prea mai avem timp. Bun. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezență și, din nou, rețineți că vor mai fi și alte webinarii, pe lângă cele, să spun așa, în mod standard, de fiecare zi, vor mai fi și alte webinarii cu subiecte interesante și vă invit să urmăriți pagina noastră și de Facebook, dar și să vizualizați site-ul, da? Și să vedeți când apare un webinar nou, să vă înscrieți pentru a beneficia de aceste informații, până la urmă, în mod free, în mod gratuit. Până data viitoare, numai bine! Vă mulțumesc și eu! Toate cele bune!